Când avea 11 ani, și-a pierdut tatăl și a aflat că era adoptat de la 6 luni. Două momente care l-au maturizat peste noapte. Doamnelor și domnilor, din zona Bacăului, al treilea concurent din această seară, Ștefan Alexandru Negru. Când a murit tata, aveam 11 ani. Am trecut cu greu și să știți că chiar și acum, de multe ori, mă uit că am în cameră pus o fotografie și, uitându-mă la ea, retrăiesc toate acele momente care rămân toată viața, nu? Vă spun că eu am fost înfiat, de fapt. Ei m-au luat pe mine încă de la 6 luni, mi-au spus ulterior povestea, nu am fost curios să aflu cine sunt părinții mei, probabil pe viitor, dar deocamdată nu. Muzica a apărut în viața mea încă de când eram copil. Doamnele educatoare au observat la mine simțul artistic, căci din toată grupa de copii care eram acolo, se părea să fiu cel mai răsărit eu. Ulterior, m-am îndreptat către Școala Populară de Artiști și Meserii din Bacău, pe care am absolvit-o, și în prezent sunt elev la Colegiul de Arte. Sunt un copil norocos, pentru că am parte în jurul meu de oameni cu suflet mare, oameni care mă susțin. Da, sunt un om norocos. Bradul-i mai brad rotund, păi și ticlatini fără vânt. Măi, nu m-a clatin fără vânt, și m-a clatin din pământ. Că vin slujbași de la țară, cu săcuri și cu topoare, să mă tai aștioară, să mă sui în șelicară, să mă duc în jos la țară, să mă fac o pivnișoară, pivnișoara domnilor, pedeapsa voinișilor. Bradul-i voinicul-i, ai nu te da viteazul-i, măi, nu te da și nu te duci până când eu noi ajungi. Când mă duc mai pe sub sară, la veșinii de la moară, să li spun ca mâini în zori, să-și e drumul codrilor. Că domnii s-o sfătuit să se pui la pândit și pirând pități prin dâ în pivnișoară s-închid. Of, că pivnișoara-i cu nacaz, lie carne din obraz, și iusucă pichișoare, și chelea pe osișoare. Hăi, du-te, voinicule-n sat, că eu fac după al tău sfat. Măi, cu toporul când or da, pistii m-oi răsturna, și de m-ajuta și vântul, îi fac una cu pământul. Și de m-ajuta și vântul, îi fac una cu pământul. Bună seara! Sărmâna! Bună seara! Bine ai venit! Bucură-te de aplauzele acestea! Mulțumesc. Sunt pentru tine și bine meritate, spunem noi. O să vedem ce spune și juriul. Tatăl tău te-a admirat foarte tare în privința calităților artistice. De fapt, cine te-a îndrumat către folclor? Tata era un împătimit. Era foarte bucuros atunci când mă auzea cântând și tuturor se lăuda
Spunea, uite băiatul meu că e cântăreț și mă mândresc cu el și... Da, a fost un foarte mare iubitor de folclor. Ai cântat asta seară și pentru el? Da, se poate spune că am cântat și pentru el. Sper să ajungă acolo sus și nu numai pentru el, și pentru mama mea. Mamă, îți mulțumesc și te iubesc. Ce frumos! Să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Dacă în România mai avem tineri din ăștia, înseamnă că nimic nu este pierdut. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Doamne ajută! Elize Stan! Am văzut că tu ai reușit să emoționezi auditoriul. S-a văzut că sensibilitatea ta a marcat întru totul interpretarea acestui moment artistic. Bravo! Mulțumesc! Niculina? Valorile umane, dragostea ta față de familie, față de mama ta, încununate de valorile tradiționale pe care le respecti cu atâta sfințenie, de la costumul popular până la grai, până la interpretare, îți conferă titlul de vedetă populară. Vom vedea până la final. Mulțumim, Cornelia Rednic! Să dea Dumnezeu sănătate mamei tale, că te crește atât de frumos. Iar ție îți doresc să faci o carieră frumoasă de acum înainte. Sunt convinsă că o vei face. Doamne ajută! Mulțumim! Foarte frumos! Mircea Dinescu! Eu am fost sceptic la început când l-ai prezentat și mă așteptam să vină, eu știu, un adolescent încrâncenat, cocoșar sau nu ce. Știi, toată vine o minune de băiat, așa. Îmi place să cred că și eu eram la liceu din Slobozia, la fel ca tine. Aveam o seninătate și treceam cu zâmbetul pe buze și peste lucrurile dramatice. M-a impresionat. Bravo! Vă mulțumesc! Înțeleg că e unanimitate, iată, după momentul acesta. Azi dorim succes, ne revedem mai târziu. Vă mulțumesc! Bravo!